Să vă dau un pont pe care l-am observat. Ar putea fi văzut ca pe un sfat financiar, dar eu nu sunt consultant financiar, doar vreau să fac o remarcă. Cum a fiecare face ce vrea pe barba lui, își asumă propriile riscuri. Nu înseamnă că ceea ce spun eu va fi 100% așa, dar istoric vorbind s-au întâmplat următoarele lucruri. Există acel index, Volatility Index sau Fear Index, VIX, care atunci când este sus, este panică extremă. Atunci când este foarte jos, lumea e pe lejer, pe cheltuit, pe spart bani, pe bowling, știi? Dacă ne uităm pe grafic, m-am uitat chiar mai devreme, în VIX Index, am făcut un clip mai demult cu top indicatori economici de care să ținem cont, probabil că nu l-ai văzut, îți recomand să-l vezi. VIX Index în ultimul an a fost cam așa. Când a pornit războiul, s-a dus până la 32, maximul lui pe ultimele 12 luni a fost de 33. Deci era ceva panică. Acea ceva panică forțează cumva oamenii să vândă ceea ce au, chiar și în pierdere. Vezi Bitcoin la $15,000, vezi diverse active care au scăzut foarte puternic, precum Facebook, care s-a dus până la $90 și acum e aproape 200. Cumpăra la 90, am vândut la 110. Așa că 180, dar mă rog, nu mai spuneți la nimeni. Am făcut un mic câștig, dar na, asta e. Ideea e că l-am pierdut. Deci toate companiile tech, de exemplu, au cumva au suferit din cauza. VIX-ul ăsta ne spune că oamenii vând. Oamenii sunt speriați de diversi factori externi. Război, inflație, criză, concedieri, frig, nu știu, multe lucruri grave. Dacă ne uităm pe maxim, VIX Index a avut două vârfuri nasoale. Unul a fost în 2008, de 70-80, deci când s-a prăbușit Lehman Brothers, văd eu, pe acolo a fost plus minus când s-a anunțat puternic. A căzut piața imobiliară, a căzut Lehman Brothers, atunci a fost nasol. VIX-ul era foarte sus. Și VIX-ul din nou a fost foarte sus în lockdown, în 2020. Au mai fost mici, vârfuri mai mici pe grafica, 1, 2, 3, 4, să zicem, plus ce am avut acum în ultimele 12 luni. Ce vreau să subliniez cu VIX-ul ăsta, când VIX-ul crește și e panică, e de cumpărat. Iarăși ce am remarcat, când VIX-ul crește agresiv, la scurt timp crește aurul. Hai să ne uităm în 2008. Aurul a crescut după ce VIX-ul s-a dus la 80. Aurul a crescut de la 6700 la $1,800. În vreme ce totul s-a ieftinit. Acțiuni, imobiliare. În lockdown am avut 66 VIX-ul. Adică era panică, frică, teamă de virus, de că o să mori, că te infectezi, că să stai în casă, să-ți vinzi, să te protejezi. E, aia indică VIX-ul, acea teamă extremă, care se vede pe grafic. Și atunci, în lockdown, aurul era undeva la 1100-1400, s-a dus din nou rapid către 1800. Deci când e panică extremă, aurul crește și restul cam scad. În lockdown, toate activele au scăzut așa, au făcut un vârf de lance în jos, iar după câteva luni au început să crească, chiar să se dubleze, să se tripleze unele active. Din ce observ eu, ca să fac un rezumat, când VIX-ul este foarte sus, e de vândut aur și de cumpărat chestii la reducere, pe care oamenii le vând de teamă. Așa cum sunt cele două vorbe, una a lui Buffett: be fearful when people are greedy and be greedy when people are fearful. Adică să fii lacom când toți sunt speriați și speriat când toți sunt lacom. Respectiv, mai e o vorbă, să cumperi când e sânge pe străzi. Respectiv, când e panică extremă, atunci e de cumpărat. Și acest lucru, sincer, a fost valabil cumva în Bitcoin. L-am văzut în Bitcoin, l-am văzut în cripto. Deja când oamenii sunt sătuli, au pierdut, sunt până în gât sătuli de o chestie, o să vezi comentarii, gata bă, se duce la zero, gata, se duce la zero, gata, o să moară, gata, o să se ducă, gata, am pierdut, am vândut. Când toți sunt supărați, cam ăla e un indicator că e de cumpărat. Eu asta am făcut cu HoloRide. Am luat la 3, la 4, la 5 cenți,
când toată lumea era gata, o să scadă la zero. S-a dus la 7 cenți, s-a dublat. Când lumea este în euforie, în general trebuie vândut. Mă refer la nivel general. Când toată lumea îți povestește, ha, ha, când câștigat, ha, 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 mamă, bagă frate banii aici, cam atunci e un punct bun de vânzare. Când toată lumea... Să nu mai aud de Bitcoin, să nu mai aud de cripto, să nu mai aud de apartamente, să nu mai aud de dolari, să nu mai aud de... mai știu ce. Și o observi la nivel macro, că toți spun treaba asta, nu numai două persoane, atunci ar fi de cumpărat. Asta am observat eu. Vreau să mă uit cât a fost aurul în lockdown, că nu mai știu exact cât a fost. Știu că era sub 1500. Înainte de lockdown, după care a crescut și după aia s-a cam pe acolo, 1600-1700 plus. N-am mai dat înapoi de dinainte de lockdown. Asta era interesant. Aurul n-a mai scăzut sub pragul de dinainte de lockdown. Ceea ce e foarte interesant. Gold price macro trends. Ia să vedem că aici avem detaliat chiar și neindexat la inflație. O să văd exact pe 2020 cât a fost. Dacă vă uitați cu atenție, înainte de 2020, adică în ultimii 5-6 ani, aurul a fluctuat între 1100 și 1500 și aveau cumva o traiectorie de creștere. În momentul în care a venit lockdown-ul, după lockdown, s-a dus de la 1600 la 1900, 2000 chiar. Și a mai avut câteva coborâri până la 1700, chiar 1650 acum de curând, dar a stat mai mult mai sus. Pentru că a fost practic imediat după panica VIX. Acum e un pic diferită situația, pentru că e foarte multă inflație și au fost foarte mulți bani în piață și piața asta de aur a fost cumva manipulată. Trebuie să fie un vârf din ăla foarte puternic ca să se aplice ce zic eu, dar chiar și în lockdown, deci era aurul de la 1500 sau la 2000, dacă vindeai aurul atunci și cumpărai foarte multe lucruri care erau la jumătate de preț și când au urcat foarte sus acele lucruri, le revindeai și îți recumpărai aurul, chiar un pic mai ieftin, aproape că îți dublai cantitatea de aur. Cam despre asta e vorba. Morala este destul de veche. Cumperi când e sânge, vinzi când e euforie. Dar ca să vezi exact cât de puternică este euforia, respectiv frica, ne putem folosi de acest VIX index, care ne ajută. Volatility index, fear index, greed index. Când e foarte jos, lumea e foarte încrezătoare în economie și atunci e de vândut, cam, mă rog, ce deții tu. Adică e de vândut ceva pe care îl deții unde ai făcut profit. Adică dacă ai cumpărat Google, dau un exemplu, sau nu știu, ceva care a crescut 1000%, 500%, 300% în ultimii ani, când a fost prosperitate, dacă vezi că totul e foarte jos la index, ăla ar putea fi vândut. Pentru că lumea este euforică. În momentul în care vine panica, euforia dispare și prețurile scad. Cam ăsta e mecanismul. Că de-aia s-a și inventat acest VIX index. Practic eu v-am explicat în mare la ce e bun acest VIX index și cam ce s-a întâmplat în ultimul timp cu aurul când VIX-ul a fost sus. Aurul a crescut când VIX-ul a fost sus. Iar dacă o să vedem iară un VIX la 70, că e recesiune, panică, etc., eu cred că aurul se va duce și mai sus decât este acum. Mai ales că toate băncile centrale, la nivel mondial, acumulează aur la niveluri nemai văzute încă din 1967. Și repet, nu sunt sfaturi vinde-cumpără financiare, care teoretic sunt și ilegale, să dau sfat să vin să cumperi ceva, vorbeam ca idee de principiu. Mai departe faceți ce știți voi. Aștept părerea voastră, ne vedem în următoarele episoade.